acestui sistem. Bă, vedem, Decât să spun încercăm, așa. știi, n-ai ce să faci. Bă, ce? De ce a făcut ping ping? Eu am Mi-ai apăsat. închis-o? Deci că merg cu minus 13 km când merg cu spatele. Weird shit. Gata, hai să mergem. Hai, urcă, urcă. Oh, fuck, m-ai călcat. Ce? Da, m-ai călcat. Te-am călcat, dude. Urcă mai repede, pentru că... Unflip vehicle? What? Hai. Ok, doar urcă și stai acolo. Hai să vedem, deci diamond processing, un pic... Oi, ai ceva de mers. 4 km aproape. 3.9, trebuie să trecem pe aici, pe lângă copaci, foarte, foarte aproape. Aici, 20 de minute, minute. Ajungem? Ce mai faci? Ajungem, ne ajungem și de un episod aici și are împărțit noi cum știm noi mai bine. Așa, și acum... Da, mă, dar cât să durează, aia, mă, maintenance ăsta? Nu înțeleg cât durează. Bă, o dura el cât o dura, deci trebuie să vorbim. Trebuie să-mi spui niște chestii interesante. Niște chestii interesante? Păi, la Otaku Festival m-am întâlnit cu un șepic și m-am întrebat și de tine, știi? Și m-am întrebat cum arăți în șepic și le-am spus că, bă, nici măcar nu știu. Am văzut poza aia la tine pe Facebook. Am văzut poza aia la tine pe Facebook și lumea a încercat să... Ăla e Max? Nu, dar când a zis eu că mă duc cu Max la... Adică știi... Da, deci n-ai nicio legătură. Și până la urmă de ce încercau să ghicească? Sau, nu, zicea, ăla e Rodby, ăla e Max, ăla e Turnăcop. Încercau la toată lumea, știi? Încercau așa, băi, cineva dar pe Turnăcop l-au văzut deja, adică... What the fuck? Și pe Rodby, și parcă și el are facecam și chestii de genul ăsta. Nu, n-are, dar știu că a făcut pentru o promoție ceva odată un facecam. Tocmai, deci ar trebui să știe cum arată. De ce încercau să ghicească că e el? Nu poți să-i învinuiești, că nu se uită băiții la probabil. Poate unul a venit ieri pe canale, știi? Așa s-a trezit și el că lumea mai face video pe Hopa. Bă, vezi că-i gard aici. Și crezi că trec? Nu treci, îl obușești în gardul ăsta. Astea sunt gardurile în care îți rup roțile. Ok, stai. Oricum, încercau ei pe acolo să ghicească. Și ți-am zis la Otaku când le-am zis la ăștia că nici măcar nu știu numele real. Deci ești doar de Max. Erau like, what the fuck, dude, nici tu. Și am zis, nu, ok. Da, frate, nu. Poate, poate pe viitor. Bine. Poate pe viitor, dar momentan... Să nu le dai prea multe, opa. Nu, mai momentan, multe momentan, de ce? Adică, frate, te uiți la content, îți place, da? De ce ai nevoie de poze, de ce ai nevoie de altceva? Da, acum dacă le-am zis orașul unde stau, de exemplu, na, ce să mai fac? Băi, nu vă mai zic unde stau, că băieții, o mare majoritate deja știu, știi? Și am ce să fac, să arăt eu mare nesimțit acolo, să nu zic la alții când alții știu. Da, bă, bun, gata, vă zic la toți, na. Bă, momentan nu, adică sunt foarte mulți oameni, știi? Și destul de, nu știu cum să zic. E ceva nou pentru mine în momentul de față, da? Deci am mai avut canalul în engleză, am avut o grămadă de oameni, dar e canalul în engleză. Da, e în engleză. Nu sunt oameni din România. În engleză. Dar e diferit. Deci... Bă, da, și aici e gard, frate, dar am bag peste tot sunt garduri de astea. Ai, stai că poate pe aici. Hai că bag și turbo aici, fii antena, aia. Vezi, ai grijă. La un moment dat cum ne-am ridicat puțin prin aer, așa. Aia, nu te joci aici. Eu bag viteză, dacă ies un gard ăsta în față și nu-l văd. Piatră, ai grijă. Da, mă, o văd, mă, cum? Bă, sper să nu pierdem diamantele, să nu le pierdem dacă își dau ăștia maintenance și așa, dar dacă dăm sync ar trebui să nu le pierdem. Bă, gard. Da, mă, le văd, bă, ți-am zis că m-am antrenat, că și cum sunt drumul în România. Deci nu poți să te uiți în față, trebuie să te uiți numai după gropi, că altfel îți rup mașina, știi? What the fuck, ce sale acolo? Vezi că sunt niște chestii așa... Chestii futuristice. Da. Marele canion, Așa arăta stația de poliție, aia care m-am dus eu să mă predau. Ok, da. Ce e aici? Uite-te pe hart. E police headquarters alea? Da, da, police air HQ, deci air stația lor de poliție cu avioane și chestii, elicoptere, chestii. Păi ce bă, facem, tu, trecem... what the fuck? Stai. Tu vezi că-i fum acolo? Ok, mare problemă, trebuie să trecem ce facem? Pe lângă chestiile astea. Bă, e fum exact unde trebuie să ajungem noi, e fum. Deci s-a întâmplat ceva acolo. Bă, da, uite-te. Mai e până la... Bă, stai, diamond processing singur e chiar aici, what the fuck? De diamond processing exact unde-i fumul ăla. Probabil a avut loc un accident. Nu e nimic sigur. Nu sunt rebeli, nu cu siguranță. Cu siguranță nu vom muri din nou.
Ce? Nu murim? Cum e noi? Când ni s-a mai întâmplat? Nu, când ni s-a mai întâmplat să murim cu toate diamantele pe noi? Nu, când? O singură dată a fost. Nu, hai să ne mai întâmplă o dată. Ok, mergi mai încet, mergi mai încet pe aici. Trebuie să... Păi și cum a fost mai acolo la festivalul ăla? Ce ați făcut acolo? Bă, a fost super șmecher, frate. Mă gândesc și eu să merg la un festival ăsta, dar a fost... Dacă nu te interesează anime-urile atunci... Nu, nu anime, dar mă gândesc că, uite, de exemplu, e E3, e, bă, știi, chestii de genul ăsta. Dar... E chiar fun, dude. O grămadă de oameni... Știi cum erau astea care erau în Germania, știi, sau ceva, că astea-s mai aproape un pic de decât... Sau a fost unul recent, DreamHack, sau e acum? Sau a fost? A fost, ci că weekendul trecut, mă rog. A, trebuie să mă interesez și eu chestii de genul ăsta. Că aș vrea să merg la un festival de ăsta, că e interesant, mai vezi jocuri, și că mai vine și cu jocuri, mai vezi, să mai fac și concursuri. What the fuck? E un camion care plutește, tu-l vezi? Și claxonează. E camionul fantomă. What the fuck? Stai, chiar aici e, bă, nu? Bă, ce se întâmplă? Bă, what the fuck? Oprește. Ce? Nu știu. Bă, ăla e exact acolo unde s-a alea cu diamantele. Pleacă de aici, pleacă de aici acum. Lasă-mă. Bă, bă, zrebeli, zrebeli, îi vezi? Dai, bă. Întoarce și pleacă acum. Dă-i, tată, dă-i, în direcția asta, hai, hai că mergi. Ne-a văzut, ne-a văzut. Să mor tu că ne-a văzut. Tu și cum fugim, bă, mă piși pe ele garduri și gropi și cum trec prin ele. Frate. Dă-te așa, dă-te așa, faceți loc, mă. Fugi, frate, treci prin garduri, treci prin... Spui că... Băi, vezi piatra, vezi, ai grijă, intră în copac. Nu, nu merge, să nu mergi pe stradă, nu mergi pe stradă. Recomand să nu. Da, că trecem rapid și după aia facem o stângă. Holy fuck. Sau în dreapta. O, stai, aici facem dreapta. Ok, e drum strâmt, băieți, așa, mergi pe aici. După aia dăm rapid pe aici. Ok, ce facem, frate, dacă nu putem să procesăm cele păi, diamante? Păi, vezi că stau mărlane la diamante, știi, ca să fure, ca să... Că cineva zicea în comentarii, că Max... Cică mă enervează când zici că ți-e frică de rebeli sau ceva de genul, că rebelii sunt... Rebelii... Că, cică, nu, că rebelii sunt cei mai prietenoși cu civilii, știi, când fac lucruri ilegale. Păi frate... Noi ce facem e perfect legal. A, de asta, de asta să iei foarte unfriendly, nu? Mhm. Hai să fim serioși, mă, ăștia fac ce fac doar pentru ei. Dacă ești rebel, ești rebel, ești de-a lor, dar dacă nu, ești civil... Îi doare fix în pic, știi, vin și te jefuiesc. Ai, 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 lasă-mă copila și să vorbească dacă n-au și ei bani să joace și ei jocuri, na. Păi ce facem? Uite, processing-ul e chiar acolo. Ce facem? Mai dăm o tură să vedem? Mai poate... dă o tură, hai să... Măi, n-ai ce să faci, se termină... Dă-i, în primul rând, apasă termină... sync data. Ah, stai. Y sync data. Da, stai, 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 că trebuie să nu intru în gardă. Gata. Bă, l-aud pe ăla cum claxonează și cred că e aproape de noi. Eu n-aud, mă. Da, l-am auzit și am auzit și cum a tras. Nu știu. Da, aud și eu glanț undeva în... Dacă te duci la Diamond Processing acum, ești mort. Crezi? Uh-huh. Poate dacă ne dăm jos de pe mașinuță și ne furișăm. Păi parchează pe undeva, pe aici, hai să ne furișăm atunci. Da, da, e jumătate de kilometru de mers, mă, 700, hai să mă uit. Poate ne apropie mai mult înainte, știi? Totuși, tu ai văzut ce s-a întâmplat acolo, da? E fum, iese dintr-o mașină. L-a stai venit cu un camion mare și pana mea. Stai că sun la poliție. Păi și ce să le spui? Că băi, nu ne lasă. Am găsit o moară de vânt, fii antenă. Parcăm aici lângă moara de vânt. At Diamond Processing Rebels Camping the Zone. Text police. Dar vezi să nu te bagi în seamă polițaii. Bă, eu știu, nu știu. Stai cu ascundem aici, fie să aici, stai. Lasă aici așa, da. Așa, gata. Dă-te jos și hai să... Mă dădui. Hai să vedem ce... Putem să ne intrăm în chestia asta aici? E? Nu. Stai că se tratează. Dă-te mă de aici, dă-te mă de aici. Păi se tratează asta, ce vrei să-i fac? Ce se tratează, ce se tratează? Asta e închis, opa, ok, e închis acolo, nu cred că... Nu te lasă, nu. Nasol. Hai să ne urcăm pe stânca asta aici, să ne punem pe jos, așa pe burtă. Pentru camuflaj. S-a aruncat-o, bă, te-ai dat capul de piatră. Sângerez? Nu cred. Nu știu. Bă... Hai că nu pot să mă târăsc pe aici, trebuie să mă dau de-a dura. Și cred că o să... Hai să mergem, las un sânge, nu încercăm norocul, știi? Hai. Dar așa tiptil, nu? Da, foarte tiptil și rapid.
trebuie să vin și rapid, știi? E posibil ca aia să fi plecat după cineva. Ia, no. Am zis claxonul. Am zis claxonul. Da. Ok, ok, super, super șmecher. Și dacă murim, ce facem? Pierdem diamantele și ce facem? Ne ducem la droguri? Încercăm norocul la LSD? Ne ducem la pescuit, e sigur. Ah, frate, pescuitul e cel mai safe. Și mai ales că acum ți-ai luat și barca aia, cred că asta o să facem, dacă nu, dar... Nu, frate, adică pana mea, lasă-ne să facem și diamante. S-a terminat, ok. Să știi, îți dai seama câtă poluare pe server, frate. Trebuia să se oprească odată și odată. Bă, mergi și tu prin spate, ăla, că așa. Dacă n-avem și noi pompieri să se ocupe. Da, dar sunt, dar nu în modul ăsta, sunt alte moduri pentru Arma 2 în care sunt pompieri. Pompieri, și ce fac ei așa ca pompieri? Sunt pompieri... Bă, aud o mașină. Unde? Nu știu, tocmai am auzit-o. De când mă prin spate eu. Aud și eu una, bă, ascunde-te. Eu mă urc pe o scară aici sus. A venit unul cu un căcat de ăsta de quad bike pe aici. Ai quad bike? Ok. E și unul de ăla gen cu haine de new spawn. Ah, ok. Process, gata, am dat process. Poți să mă mișc de aici? Poți să nu plec, poți să te mișc, nu. Nu, mă pot mișca, nu e problemă, văd. O să-ți dea... Cred că să nu lăsă, dacă... Hai, grăbește-te și tu. Păi da, și... poți să mă pun pe jos? Pune-te pe jos, cred că ești mai invizibil așa. Mai invizibil, da. Unde putem să le să vindem pe astea? Proceseze, nu știu... La jewelry shop, nu? Jewelry, da. Jewelry store, uite, e unul chiar în orașul ăsta. Bă, deci le procesăm și ne întoarcem în spate. În spate? Prin spate, păi prin spate vreau să merg, nu pe stradă. Mă, zic, în ce oraș ne întoarcem? La ăla cu bărcile sau la ăla de mai sus? Că și ăla are un jewelry store pe acolo. Ăla care e mai aproape, deci ăla de sus. A, bun, hai, să vedem măcar dacă facem bani, știi, că dacă după aia mergem atâta timp... Nu s-ar putea să moare serverul între timp, dar oricum să-i dai sync data 10, după... Avem vreo 10 minute, ceva de genul ăsta, deci... Să dai sync data, exact după ce dai processing diamond, ca să... Da, uite deja cât timp am pierdut, știi, până mai mergem acolo să le vindem, crezi că o să fie ok? Riscul e foarte mare, mă, asta e faza, dar e faza că e adrenalină, știi, nu știi dacă o să mor, dacă... E fun, adică, dacă stai să pescuiești, e cam boring. Știi la ce mă refer? Gata, am și niște diamond uncut. Au, dar hai, trebuie fugi. Să luăm și mașini și să dăm storniele, că vezi că astea cut. Pardon, păi da, dar eu mai am și în ăla, știi? Mai am și în mașină. Mașina la morile de vânt, hai după mine. Mașina, quad bike, mă rog. Deci da, acolo, îndepărtă. Da, acum tu te-ai putea duce, știi, și să da, mai... dar n-avem timp. Da, da, uite, avem deci 23 de diamond uncut. Tu pe unde ești? Pe unde te duci pe stradă? Nu mă, cam te mai văd. Să mai... Sunt a, dreapta, gata, da, mă. Am luat-o așa mai de drept, tu mai oculești, văd. Oricum, ți-am zis că, vezi că a durat foarte mult și dacă nu ne dă cam, să zicem, 100.000, eu cred că făcea mult mai mult în timpul ăsta pe screen, tu ce spui? Câte 20.000, 20.000 și dacă mergem în depărtare, da. Da, mă, da. Vezi că durează extrem de mult și dacă nu dă 100.000, de exemplu, din 23 de... Da, mă, dar aș vrea să filmez totul, pentru că știi ce? Ai că... Când te uiți la un video... Nu e de filmat, dar e vorba de... Opa, mașină... Uite, e un fel de mașină de aia de armată acolo și în stânga. Stil. Dar parcă nu era acolo. Știi care e faza? Am încercat să tai videouri, ce obțin în Daisy, când făceam... Am încercat să le tai, știi? Uh-huh. Și nu mi-a ieșit ca lumea. Mi-a ieșit destul de nașpa. Și de asta nu aș mai vrea să mai tai videouri. Și dacă mergem la pescuit, aș vrea să filmez pescuitul. Și asta e. Deci mergem la... A, ok, gata, m-am prins. Eu conduc? Că, da. Măcar deschid eu. Am uitat. Bun, așa, amândoi odată. Bagă, dă-i drumul. Să-ți dai sync data, să nu uiți. Jewelry exact acolo, hai că nu-i departe. 2,6 km, ajungem mare? Da, bun, cred că ajungem, mă, e problema. Da, acum să nu... Să nu mergi pe stradă, orice-i face, nu mergi pe stradă. Aici sunt niște pietre, trebuie să le ocolesc. Și singurul loc e cam pe aici, știi? Da. Și cum sunt puse, ca niște garduri. De ce dracu ai face gard din piatră de asta aici în pustiu? Cine naiba? Nici măcar nu e arat, nici nu e semănat pe aici. Sunt numai burieni. Opa, ok, cred că am calcat puțin așa pe o părticică din gard. Cred că te-am zgriaș de un tufiș. Ești ok acolo în spate? Lasă-mă că am... Ți-a dat un freeze de ăsta nasol?
Nu, nu mi-a dat, nu? Dar acum a nu? Făcut un... Știu că se mai sincronizau parcă data trecută. A apărut așa ca un lag, deci probabil de la tine. Da, de la mine, știi? Că la mine a... Ok. A făcut nasol și a trebuit să te țină și pe tine așa odată cu mine. Bă, dacă reușim... Bă, vreau măcar să văd câți bani facem, știi? Asta mă interesează asta, mai mult. Asta. Că să văd că e viabil, dacă... Dacă nu facem 100.000, atunci nu prea e viabil, îți spun eu. Mai bine pește, știi, dacă e. Sper să ajungem doar, să ne întâlnim cu Rahatie pe drum. Hai, frate, că avem 1,5 km. Crezi că atât de chinioniști suntem? Deci chiar vreau să fac bani de, cum îi zice, de avionul ăla, de elicopter. Vreau să-mi iau elicopter, vreau să... Că okay, gândește un pic cu elicopterul. Te las pe tine să conduci, pentru că am impresia că o să-l bușesc în cam 2-3 minute. Gândește cu faza cu elicopterul, da? E elicopterul, da. Te duci, iei diamante, te duci la processing, le faci asta în 2 minute și pe aia tu știi câți bani faci cu elicopterul ăla? 2 minute, ok. Ia plătește și... 5 minute, ajungem, benzina. Ajungem, cred că, mă, în 5 minute, n-a problemă. Să vedem cât bani faci. Da, mă, lasă, că plătești benzina, nu-i problema, dar ideea e că poți să faci niște joburi de astea periculoase. Poți să faci niște joburi periculoase, foarte rapid. Știi, asta e ideea. Mă, dar nu e chiar și cum te-ai teleportat acolo, frate. Să vezi că, da, până îl pornești, până îl ridici, până nu știu ce, știi? Tot e bătaie de cap și cu el, știi? Și apoi nu știu cum faci cu benzina, adică te duci la un fel de... gen pe aeroport și ți se umplă. Da, îți dai refueling la aeroport. Da, și la ăla trebuie să pui benzină și chestii de genul ăsta, n-ai cum altfel. Tu îți dai seama dacă rămâi fără benzină în aer? Ce mai faci? Pici ca un pietroi. De fapt, nu, dacă ies să o luăm așa, o să înceapă motorul să dea rateuri nasoale. Bagă repede. După aia o să stai, mă, liniștit, nu e problema. Păi nu, că mai sunt 5 minute și trebuie să ne punem banii în ATM, dacă nu. Dar orașul ăsta pare destul de safe, tu ce spui? Nu știu dacă păi pare și... 70... nu, stai, era 100 și ceva, ok, stai. Hai, bagă. Am intrat pentru curte la biserică, vai. Îmi pare rău, am profanat un loc sacru. Frână aici. Hai să ieșim. Așa. Ia să vedem. Oprește-o așa, dă-te așa să mă... Băi, nu-mi spune. Far away. Hai, mă, frate. M-am blocat în ușă. Gata, sunt ok. Cell 22. Ia stai să vedem. 33.000? What the fuck? What? Are you kidding me? Ți-am spus că nu e viabil. Unde 20, ai ATM-ul? 23, cell item. 34.000. Fugi la ATM rapid. Hai la ATM, că am 38.000 și nu vreau să-i pierd. Intră în ăsta. Rapid, intră în vehicul. Condu la ATM. Eu să conduc. Hai, unde conduc eu atunci. Bun, hai, intră. Stai că nu... Aha, gata. Așa, ușor, cu grijă, tata, să nu stricăm ceva. Și pe aia băgăm noi banii ei în ATM. Băi, ușor. Uite-mi și save acolo. Ce-mi plac astea, Steve, uite așa, vezi ce... Frate, dacă moare serverul acum, să-mi bag... Stai, unde e? E aproape ATM-ul ăsta? E aici, e aici. Ok, oprește, bagă... Ok, închide mașina. Depozit. S-a urcat unul pe spate. A furat. Lasă-mă că e 1000, dă-mă-sa. Dar l-am închis înăuntru pe ăla, ăla nu mai poate să ies. Bagă-ți banii aici. Bagă-ți mă banii. În ATM. Vezi că o să te calce. 3, o să te calce. 1, 2, ok, m-a călcat fix când să-i dau depozit. Eu ce ți-am zis? N-ai cum să-i mai... You don't have that much on you. What the fuck, dude? Dă-mi o pauză în pana mea, cât era să... Eu i-am depozitat. Eu ți-am spus să te dai de acolo când mori. Like... Ți-am spus, da. Ave...